cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Prea frumoase alegeri am avut ieri, în sensul că au fost atât de frumoase că se pare că n-au interesat aproape pe nimeni. În momentul în care ai aproape 70% absenteism, nu prea mai poți vorbi despre alegeri care să ofere o legitimitate clasei politice din România, dar ele sunt foarte interesante. Sunt foarte interesante pentru că sunt interesante pentru că arată niște tendințe și arată nu prea mai există reguli de care să ții cont în campania electorală. Haideți pe scurt să punctăm câteva lucruri. În primul rând, PSD-ul a câștigat clar în Neamț alegerile, foarte clar, undeva la 33-34%, în funcție de cum socotești Senat, Camera Deputaților. PNL-ul a pierdut aproximativ vreo 10% față de locale și, marea surpriză, AUR, Alianța pentru Unirea Românilor, a ocupat locul 3 în Neamț, cu 15% aproape. Este marea surpriză a alegerilor, dar vom discuta despre ea un pic mai încolo. USR-ul, 11%, unii o să spună că e puțin, alții o să spună că e suficient. Nu știu încă dacă lucrurile stau așa, dar ce este important de spus vis-a-vis de USR e că oricum rezultatul nu este pe măsura a ceea ce se așteptau ei și alții de la ei. În privința celorlalte partide mai mici, să remarcăm că Pro-România nu a depășit 5% din voturi în Neamț și că PMP-ul are mai puține voturi decât Pro-România în Neamț. Ceea ce e destul de ciudat, pentru că PMP-ul cel puțin a pornit cu cai foarte mari, nu ne referim la partidul cu cai, a pornit pe cai mari având în față pe un fost primar, un fost viceprimar, oameni care sperau în rezultate extraordinar de mari. Bun, haideți să le luăm pe rând. Ce putem constata? Că pentru prima dată după mult timp, cele două municipii, de fapt, cred că pentru prima dată în istoria electorală a Neamțului, cele două municipii din Neamț au fost câștigate de PSD. N-aș începe cu Piatra Neamțu, aș începe cu Romanu, pentru că aici este o situație mai specială. La Roman, avându-l stăpân al inelelor electorale, de câtva timp, cel puțin așa, se considera pe domnul Laurențiu Leoreanu, care a spus, Romanul este liberal, a fost și va fi liberal. Iată că, în Roman, înfrângerea a fost extrem de rușinoasă pentru Laurențiu Leoreanu și PSD, pentru că ea vine din partea, țin așa să, dacă te uiți pe hârtii, din partea PSD-ului, condus de Oana Bulai, omul care a fost în echipa lui Laurențiu Leoreanu. Cum să vă spun, bătăița dată, de data asta, a fost clară. 4.726 de voturi
PSD, PNL 4485. Deci, poc. Asta pentru Camera Deputaților. La Senat, mai clar, 4852 de voturi la 4156. E clar că domnul Oreanu a acordat mai multă atenție Camerei Deputaților, voturilor de la Camera Deputaților decât de la Senat, dar oricum nu există niciun fel de, hai să-i spunem, scuză în momentul acesta. Mai departe, la Piatra Neamț. La Piatra Neamț situația e extrem de interesantă, pentru că avem așa, PSD obține 7197 de voturi. Vedeți, nu diferă foarte mult de alegerile locale. PNL-ul, 6055 de voturi, este sub alegerile locale, deci sub voturile primarului care a câștigat alegerile locale și chiar ale partidului. De ce? Sunt foarte multe lucruri de spus. Andrei Carabelea nu este un om politic cu experiență. Nu are experiența bătăliilor electorale. Are o primărie pe care a preluat-o cu probleme și nu are în spate o echipă. Împărțit între primărie și partea de, hai să-i spunem, activitate politică, rezultatul se vede pe măsură. El nu a fost, ca să spun așa, suplinit de restul echipei și asta este rezultatul. Să mergem mai departe. USR-ul este imediat lângă PNL. 5189 de voturi la 6055. Deci foarte aproape. Deci în Piatra Neamț USR-ul a mers foarte bine. E singurul loc, singurul oraș în care a mers atât de bine. Și mergem mai departe. AUR, 2905 voturi în Piatra Neamț. Vă dați seama? PMP 1836, Pro-România 1293, la jumătate de cât obținea candidatul partidului pentru funcția de primar. Învățămintele, cât pot fi trase, sunt clare. Nu au contat deloc candidații. Poate doar în cazul Pro-România să fi contat candidații. În rest, nu. Dacă cineva poate explica cum un partid precum AUR a obținut atâtea voturi în Neamț, practic, fără o agitație, ca să-i spunem așa, electorală, și are niște explicații coerente, eu îi stau oricând la dispoziție să mă lămurească și pe mine. Situația de acum aduce aminte de ce s-a întâmplat în Neamț prin anii 27-28, dacă nu mă înșel, când, într-o situație în care ne aflam într-o criză și atunci, a apărut în Neamț, ca deputat pe niște alegeri parțiale, Corneliu Zelea Codreanu. Tot așa, venit dintr-o zonă. AUR, în momentul acesta, este partidul surpriză, cu oameni, culmea, care au în spate niște CV-uri interesante. Nu vorbesc de Neamț acum, vorbesc în general. Cine este președinte? George Simion. Poate îl mai țineți minte cu protestele lui care punea vopsea pe casa lui Iliescu, mă rog. După aceea manifestările cu Basarabia, după aceea cu protestele antimască și acum mai nou protestele antisistem. În echipa lui mai face parte și Claudiu Târziu, un fost jurnalist. Ca să înțelegeți cât de important a fost Neamțul pentru AUR în aceste alegeri, vreau să vă spun că cel care ocupă primul loc la Senat în Neamț, Sorin Lavric, este președintele Senatului AUR, adică o formațiune de oameni considerați cei mai înțelepți,
oamenii care dau direcțiile partidului și a fost pus pe listă, primul pe listă și probabil va fi senator de Neamț. Cine face parte din Senat? Foarte interesant, ascultați, oameni buni. Sorin Lavric, scriitor, filozof, publicist, profesor universitar. Magda Ursache, scriitoare, autoare a peste 10 romane, publicistică, lucrează în ediții critice. Ion Papuc, scriitor și filozof, traducător, editor, a ucenicit pe lângă Țuțea și Noica. Horea Paștina, pictor, profesor universitar, cofondator al grupului Prolog. Costion Niculescu, etnolog, doctor în teologie, publicist, autor a numeroase cărți. Adrian Dinu Rachieru, doctor în sociologie la Universitatea din București, profesor universitar, fost rector al Universității Tibiscus din Timișoara. Gelu Dorian, poet, romancier, redactor șef al revistei de cultură Hiperion, inițiatorul Premiului Național Mihai Eminescu la Botoșani. Dan Stanca, romancier, jurnalist, fost editor al suplimentului de dreapta Aldine, al ziarului România Liberă. Și cam pe aici se învârt cei din Senat. De exemplu, Adriana lui Gheorghe cunoaște cam jumătate din lista asta de oameni. În Neamț, v-am spus, primul la Senat este Sorin Lavric. Al doilea la Senat este un domn care cochetează cu literatura, lucrează la bibliotecă și îi spune Dumitru Iacob. El a mai fost prin diverse ecuații politice, dar se profilează așa pe zona asta de partid cu oameni de cultură. Ce avem la Camera Deputaților? Pe primul loc și deputat de Neamț probabil, Dumitrina Mitrea sau Ina Gavril, cum era știută înainte, lucrează în asigurări și este important, a studiat management economic la Academia de Studii Economice din București, probabil cam în aceeași perioadă cu șeful partidului, George Simion. Nu știu dacă Simion a mai apucat să termine Academia de Studii Economice, doamna Ina Gavril a terminat-o. Cam acesta este AUR. Dar cum a putut AUR să obțină atâtea voturi în Neamț? Mesajul AUR este extrem de simplu și aduce mult, 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 mult cu cel al Partidului România Mare, dar într-o formă, să-i spunem, un pic mai șlefuită decât cea a Partidului România Mare. Mesajul este, și nu cred că sunt mulți care ar protesta la principiile generale ale acestui partid, stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Da? După aceea, este pentru unirea tuturor teritoriilor locuite de români. Doctrina USR, AUR, pardon, se sprijină pe patru piloni: familie, patrie, credință și libertate. Și de aici încolo se merge spre acel program naționalist care nu știm dacă este de stânga sau de dreapta, probabil că este un amalgam de stânga-dreapta, care prinde în anumite perioade de criză la electorat. Pentru că, să fim serioși, în acest moment avem pandemie, avem criză economică și avem un partid apărut de nicăieri cu sub 1% la locale, la nivel național, care obține acum 15% într-un județ și, mă rog, la nivel de țară vreo 13%, da? Mai mult, mai puțin, 9%. Cum s-a putut produce acest lucru? De vină sunt partidele mari, lupta dintre PNL și USR,
pe același electorat și care a dezgustat foarte mulți simpatizanți. Și eu cred că nu trebuie sub nicio formă să neglijăm sprijinul direct și indirect pe anumite căi acordat de Biserica Ortodoxă acestui partid pe filierele cunoscute. În Neamț, probabil că avem o situație aparte. Biserica Ortodoxă și-a împărțit sprijinul între PSD și AUR, cu, să spunem, mai mult accent pe AUR, pe filierele, cum spuneam, acelea nevăzute, dar cunoscute de toată lumea. Cam așa, dacă vreți să facem o comparație total nepotrivită, cam așa cum a ieșit Laszlo Tökes, europarlamentar, cu voturi și prin Neamț, dacă țineți minte, și prin toată Moldova. Ce putem spune despre locurile din Parlament? Că de asta s-au bătut oamenii ăștia, nu ca să vedem noi câți au și cum au. Deci, locurile în Parlament. Ce e clar? Dacă PSD-ul are 33-34% în Neamț, au asigurate 3 locuri de deputați și unul de senator de drept, ca să spunem așa, pentru că avem 12% pentru un deputat și 33% pentru un senator. PNL-ul are 2 locuri de deputați, unul întreg și unul probabil acolo aproape de întreg. Încerc să găsesc o hartă interactivă cu rezultatele pe județe. Da? Deci, PNL-ul are 2 locuri de deputați. AUR probabil va avea un loc de deputat, USR un loc de deputat, ceea ce înseamnă 3-2-1-1 va avea 7 locuri ocupate din 8. Și mai rămâne al 8-lea loc, care, dacă se va face pragul național de către PMP, ar putea să ajungă acolo. Dacă nu, nu știm cum se fac toate aceste calcule la nivel național, pe resturi, dar depinde foarte mult dacă PMP-ul va intra în Parlament. Ce mai este important de ținut minte? Că vom avea aproape un 15, 16, 17% chiar dacă nu intră PMP-ul și Pro-România în Parlament, PMP-ul acum cu Pro-România se pare că nu mai intră, care vor fi redistribuite atât la nivel național. Ceea ce înseamnă bonusuri importante pentru partidele de pe primele 3 locuri. 4 locuri. Se redistribuie la cei care sunt în Parlament. Dar în funcție de numărul de voturi. Ceea ce ar putea schimba procentele la finalul alegerilor. Numărătorii. Deci, cam așa vom sta în Neamț. 3 PSD deputați, 2 PNL, AUR 1, USR 1 și vom vedea ce se întâmplă cu al 8-lea. La Senat, PSD, PNL și probabil AUR, deși v-am spus lucrurile se pot schimba la acea redistribuire, dar dacă AUR l-are pe Lavric, om de bază în tripleta de conducere a partidului, probabil că se vor bate să obțină încă un loc. Sorin Lavric, ce spunea în 25 martie 2020 într-un interviu acordat revistei Q Magazine, că îi se pare că trăiește o conjurație a mass media și a pus în gând să-i aducă pe oameni la prag de isterie obștească. Iar de isteria aceasta s-au molipsit politicienii, dovadă tonul prăpăstios cu care se adresează fiecare națiunii lui. Asta la nivel mondial. Eu nu cred în virulența mortală a acestei epidemii, SARS-CoV, da? O virulență care din cauza presei a ajuns să fie percepută ca o plagă trimisă de Dumnezeu pentru păcatele omenirii. Cei care dau ortul popii nu mor din cauza virusului, ci din cauza unor boli prealabile, cărora virusul, pe fondul scăderii imunității, le sporește simptomele.
dar niciun om sănătos nu va muri în urma infestării directe cu virusul. Astea sunt câteva din declarațiile probabil noului senator de Neamț, da? Așteptăm să ne întâlnim cu domnia sa în emisiuni și în conferințe de presă. Ce ar mai fi de spus despre aceste alegeri și urmările lor? În primul rând, faptul că alegerile acestea vor avea consecințe în stabilirea majorităților la Consiliul Județean și în locurile în care nu s-au obținut până acum asemenea majorități. Dacă Pro-România nu va intra în Parlament, probabil că, după ce Victor Ponta a anunțat că se va dedica mai mult familiei, dacă nu intră în Parlament, partidul probabil că va balea acolo de unde a plecat, spre PSD. Ceea ce Neamț ar crea probleme deosebite liderului Liviu Harbuz, care a spus clar că el, la vremea aceea, nu va conlucra cu Liviu Arsene. Pe de altă parte, Pro-România a fost, ca să spunem așa, puțin pusă la colț în Neamț, chiar de aliații PNL, cei din PNL, și nu prea au obținut ceea ce negociaseră. Va fi interesant de văzut dacă acum Ionel Arsene va obține majoritate în Consiliul Județean, cu cine și cât de mare. La fel va fi interesant de văzut dacă la Consiliul Local Piatra Neamț se va obține majoritate și cu cine, de către PSD sau de către PNL. Avem multe lucruri de discutat după aceste alegeri. Avem de văzut care sunt reacțiile celor direct implicați și va fi, ca să spun așa, vesel pentru cei care se mai pot înveseli în România. Concluzie, recapitulăm. PSD locul 1, la distanță mare de PNL, AUR pe locul 3, USR pe locul 4. Cam astea sunt partidele care s-au calificat din Neamț cu scoruri de peste 5%. Acestea fiind zise, să ne oprim astăzi aici cu emisiunea, pentru că avem timp să le disecăm pe toate pe bucățele. Să spunem că nemțenii așa au votat, așa au gândit. Nu numai ei au votat așa, spunea cineva, mi-e scârbă de... Nu, au votat așa inclusiv ieșenii, da? Inclusiv ieșenii, care au președinte de Consiliul Județean, primar de Iași și marea majoritate a primăriilor. Acolo a câștigat PSD-ul. De ce? Pentru că guvernarea erodează și mai ales guvernarea făcută cu aroganță erodează. Guvernarea făcută, cum să vă spunem noi, ca așa vrem noi. Deci, știți, noi guvernăm ca așa. Dialogul cu populația se face doar prin comunicate triumfaliste. Aici este marea problemă. PSD-ul a învățat lecția. Și dacă vă aduceți aminte, în 2015 a intrat în opoziție și a câștigat clar în 2016. Acum a ieșit de la guvernare cu un an înainte, i-a lăsat pe PNL și a câștigat din nou alegerile. Politica se face în felul acesta. Dacă te grăbești să mergi la guvernare sperând că vei fi salvatorul națiunii, fără să te gândești ce va fi după, e destul de greu. Ce va fi după? Toate calculele și indiciile duc spre o posibilă guvernare PNL, USR, și o vedea și încă cine.
Numai că problema e în felul următor. Cine va mai intra în Parlament? Va mai intra PMP în Parlament? Dacă va intra, guvernarea va fi un pic mai largă. Dacă nu, va trebui cooptatul DMR-ul, minoritățile și iarăși începem așa, UDMR, cultura, mediu, comitetul ăla pentru minorități și încă vreo 2-3 ministere și vreo 7 secretariate, subsecretariate de stat importante. PMP, aici la PMP fără număr și colo și colo și colo și colo. Și vom vedea ce urmează. Dar niciodată nu sunt excluse surprizele care pot veni și de pe stânga. S-ar putea ca domnul Ciolacu, acum lider de necontestat al PSD, greu să-l mai schimbe cineva, să-i convingă pe udemeriști, pe cei de la minorități și să se împace cu cei de la AUR și să ofere o altă variantă, nu știm cât de viabilă. Ne oprim aici. Vă dorim o zi minunată tuturor. Astea sunt alegerile, așa vom juca de acum înainte, pentru că altfel nu ai cum. Cele bune!